expoziția de acum este o retrospecție mai scurtă decât de obicei. Nu e o expoziție retrospectivă în sensul larg al cuvântului, ci una de etapă. O expoziție în care artistul a vrut să se supună criticii dumneavoastră. Iar acest lucru l-a făcut odată ce a acceptat provocarea de a strânge într-o asemenea colecție cele peste 40 de opere. În 3 luni de zile, pânzele albe au luat forme și culori care minunează ochiul privitorului, iar autorul și-a lăsat imaginația să lucreze, concentrându-se asupra mitologiei grecești. Este o expoziție cu o tematică destul de diversă. Dincolo de naturi statice, peisaje sau interioare, care reprezintă doar un cadru calofilic, așa un fel de frumusețe pusă cu mâna, tematica ar fi reprezentată de personaje din mitologia greacă, iar contraponderea o reprezintă stări și ipostaze umane. Am expus aici 44 de tablouri. Stilul său creativ este apreciat și de către critici de artă, mai ales că autorul este de profesie inginer și nu a absolvit în trecut o școală de arte plastice. Este un tip care are nevoie de contact, dacă nu este numai intelectual, este unul tactil și pe care îl simte, îl trăiește și îl pune pe pânză. O cromatică deosebit de largă, o cromatică care vorbește despre complexitatea personalității sale și în același timp de capacitatea lui de a o folosi în toate genurile de lucrări. Costel Vișan s-a născut la 10 iulie în anul 1967 în comuna mehedințeană Ostrovul Mare. Este absolvent al Facultății de Inginerie din Reșița, iar în Drobeta Turnul Severin a mai expus de 2 ori până acum. Evenimentul de astăzi a fost organizat de către Casa de Cultură din municipiu, iar expoziția poate fi admirată până la sfârșitul acestei luni.